Perioada de grație din 2020, care prevedea ca cetățenii cu restanțe majore la energie electrică și gaze naturale să nu poată fi deconectați de la aceste servicii, a expirat. Conform unei ordonanțe de urgență a guvernului, restanțierii la aceste două servicii vor putea fi debranșați. În urmă cu câteva zile, autoritățile române au dat liber la debranșările de la energie electrică și gaze naturale în caz de neplată. Inițial a existat o ordonanță de urgență pe perioada stării de alertă, dar aceasta a fost anulată. Dincolo de gaz și curent, însă românii au nevoie și de apă curentă, iar debranșarea de la apă nu prea se poate realiza nici până acum, nici de acum înainte, mai ales pentru locatarii unui bloc. S-a dat drumul la debranșări de la gaz și curent, dar noua ordonanță de urgență nu spune nimic despre apa curentă, canal și salubritate. Cu alte cuvinte, în acel caz particular, interdicția de debranșare introdusă în 2020 rămâne în picioare. Părerea mea este că situația este tare neplăcută din mai multe puncte de vedere. Și faptul datoriilor care s-au acumulat și faptul că oamenii nu au posibilitatea să le plătească, să-și achite și condițiile în care se află la ora actuală îi determină să fie în situația asta. Dacă debranșează, știu că branșarea se face din nou cu plată și costă vreo 2 milioane și ceva, din câte știu, poate să fie mai mult, Doamne ferește. Deci situația e tot mai grea și tot mai dificilă. Mai exact, după ce au constatat că sunt foarte mulți clienți care profită de această situație și nu-și plătesc facturile, autoritățile au decis, printr-un proiect de ordonanță de urgență, să elimine interdicția de debranșare a clienților de la rețelele de furnizare a electricității și gazelor naturale. Ce părere să am? Dacă nu sunt bani, cu ce să plătească omul? Guvernul-i de vină. Ăia de la conducere. Nimeni altcineva. Eu le-a promis la oameni că le reduce din plata facturilor, la energie și la rate și la... Și au făcut ceva. N-au rezolvat nimic, domnișoară. Ce să spunem noi? Noi suntem mici. Și credeți că cu această debranșare vor rezolva ceva? Nu rezolvă nimic. Lasă omul în sărăcie. Păi nu sunt de acord cu ideea asta. Deci au mințit atunci. Și... Nu e cu ei, dar asta e chestiune liberală, de aia așa. Ăștia... Una zic și alta fac. Spuneți că de la conducere. Păi da, sigur, sigur, sigur. Și credeți că se va rezolva ceva prin această debranșare? Păi nu zic că nu. Adică oamenii tot n-au bani. Corect. Plăteau atunci. Acum de unii scoate? Ca din cer de undeva? Nu. Trebuie specificat faptul că cei care beneficiază acum de măsură nu vor fi debranșați de la gaze și electricitate imediat după ce aceasta se va aplica, ci vor fi păsuiți timp de 3 luni.